Salutare pe repede înainte, dragi prieteni! Suntem la podcastul podcast Victory MVP Time împreună cu una dintre personalitățile marcante ale sportului românesc. Un om care a rămas în cartea recordurilor pentru ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc. Un om pe care și care m-a ajutat din punct de vedere al meseriei mele pe zona de marketing sportiv, acolo unde am avut nevoie de a lansa un produs sau de a intra în contact cu personalități marcante din alte domenii, îl avem astăzi aici și mulțumesc foarte mult pentru că a dat curs invitației noastre pe Helmut Ducadam. Bună ziua, Vali! Uite, acum când te prezentam, stăteam și mă gândeam... Când mergi așa pe stradă, mai sunt oameni care spun apără Ducadam în șoaptă sau mai tare? A, special copii mai strigă și după fimea la școală, Ducadam, tu ești fata lui Ducadam, apără Ducadam. Da, sunt copii mai ales, dar și oamenii în vârstă și îmi face o deosebită plăcere când mă întâlnesc în magazin, când merg și eu la cumpărături, care doresc să fac o poză cu mine, mai mă întreabă de actualitatea fotbalistică, nu întotdeauna am și răspunsurile potrivite. Hai că te întreb eu așa ca să luăm cu începutul. <laughs> Uite, tot așa când făceam prezentarea, mi-am adus aminte că la un moment dat am avut un, un eveniment, dar asta n-am regizat-o. Dacă îți mai aduci tu aminte, era un eveniment în care erau uh, figuri din zona bisericească la care în alți, erau preoți de la Vatican la care te-am invitat și când erau foarte sobri, erau foarte, nu discutau și la un moment dat au început toți să intre pe telefoanele mobile pe YouTube să se uite la, la imaginele de la Sevilla și dintr-o dată s-a deschis tot evenimentul și toată lumea. Îți mai aduce aminte? Cum să nu? Am uh, și eu o întâmplare asemănătoare. Eram la un dineu oficial, jucam a, la București cu Young Boys Berna și cei de acolo aveau o conducere foarte tânără, până în 28 de ani cred că era cel mai în vârstă. Și lua masa și nu prea aveau ei habar cine sunt sau nici nu s-au interesat, ceea ce eu la lor. Și a venit observatorul jocului, era un spaniol foarte cunoscut și apreciat. Și când m-a văzut ce face Helmut, încă mai am sticla de pălincă de la tine, nu știu ce și ceilalți se uitau, elvețienii se uitau puțin curioși. Mă, zice, voi nu știți, dar pe un ton din ăsta mai dur, așa, zice, voi nu știți cine e duc Adam. Ia intrați pe Google toți și căutați-l. Au intrat toată lumea pe Google. Cine să refuze observatorul meciului? S-a uitat. Ah, da, atunci. Deci, sigur că când te întâlnești cu cineva și nu știe cine ești sau ce ai făcut, atunci, sigur, este o reținere. Apropo de N-ai venit cu mâna goală astăzi, ne-ai adus și niște daruri aici, ne-ai adus o pălincă semnată de tine. Da, dar după ne emisiune, s-o da, Dar ne-ai adus și echipamente sportive pe care le comercializați pe, pe site-ul tău. Da, am reușit să fac și site-ul. În final, am un brand, Helmut Ducadam 86, e clar, totul să Evident. leagă de 86, în care avem replica tricoului de la Sevilla, mânuși de portar, am multe, cred că am vreo nouă modele diferite. Am și o pereche, bine, aia e uh, cireașa de pe tort, am replica mănușilor într-o cutie specială făcută tot de la Sevilla, sigur, și mai am șepcuțe, tricouri, deci dacă cineva este interesat și dorește să vadă ce avem uh, la acest, uh, brandul meu, poate să intre pe ducadamsport.ro și acolo sunt practic toate produsele. Hai să ne întoarcem la începuturi. Să ne povestești cum a ajuns Helmut la fotbal. Oh, la fotbal? Ca toți copiii, bine. Acum când le povestește copiilor, nici măcar nu reușesc să-și imagineze. Cred că nici părinții nu reușesc să-și imagineze, pentru că erau alte vremuri, poate bunicii. Ne jucam în fața casei, era praful de 10-15 cm. Dar, practic, nu intram în casă până nu se întuneca și, practic, nu mai vedeam mingea aia. Prima dată, acea minge de 13 lei chinezească, care zbura în toate, toate direcțiile. <laughs> și, sigur, că la școală. Dar, în acea perioadă, făceam și fotbal, și handbal și basket. Făceam toate sporturile. Dar, uh, fotbalul mi-a plăcut. Și, din clasa 4 -a, țin bine minte, aveam uh, un uh, nuc în curtea școlii și lângă nuc, nu știu cum s-a ajuns acolo, că erau o... nisip. Și îmi plăcea să mă arunc după minci. Bine, nu era prea drăguț pentru mama, când ajungeam acasă trebuia să ascund hainele sau să mi le spăl singure, repede. Uh, și de acolo plăcerea de a sta în poartă. Plus că... Trebuie să recunosc că am fost și mai puturos la alergare și de acolo am ajuns și în poartă. Deci n-ai început ca alții atacan și apoi te-ai dus portar. Nu, tu ai nu, fost nu. foarte sigur pe Din tine. Din clasa a patra portar acolo am fost și îmi plăcea, îmi plăcea. Sigur că și poziția asta de portar are dezavantajele ei, că te arunci pe jos. Iar norocul meu a fost că în timpul carierei mele, care n-a fost foarte lungă, n-am avut nicio accidentare. Dar, din păcate, după trecerea anilor, probleme cu genunchii, cu umerii și care așa vin mai departe, da, care vin la pachet. La... Copilăria a fost doar cu fotbal sau au mai fost și alte activități? Te-ai dedicat fotbalului? O, sigur, în școala generală, fotbalului, în, cum e la țară, știi bine. Aveam ne, avea ne grijă de animale, cât părinții erau la CAP. Da, școala, sigur, am făcut-o, dar nu m-am omorât după școală, trebuie să recunosc. Dar, una peste alta, câteodată e bine dacă ai școala vieții, pentru că acolo îți dă și educație și îți dă toate. Dar, în final, să nu creadă lumea că sunt chiar bolovan. Am terminat liceul, mi-am făcut și o academie militară tehnică, sunt subvigine de motoare și avioane. Deci, îi și, da, și copiii din ziua de astăzi să nu neglijeze școala, că școala e importantă. Apropo de familie, cine din familie te-a ajutat mai mult sau te-a susținut mai mult pentru a merge către fotbal? Hmm. Tata a jucat fotbal în tinerețe și a fost tot portar. Deci ce n-ai avut? Da, deci cred că ceva am avut de acolo, dar susținut uh, nu. N-am fost părinții, s-au despărțit... Uh, după 16 ani și practic am fost crescut de bunica. Bunica m-a susținut în tot ce am făcut deci eu. bunica. Bunica. A și ea a fost întotdeauna cea mai fericită când am început să debutez în și Divizia A. A Iar, momentele alea. Da, sigur, Și a prins și Sivilia. A fost cea mai mare bucurie a ei, cred că, și a văzut și ea... Succesul meu ca și succesul ei. Uite, avem aici o imagine. Da. La 14 ani, părinții mei au divorțat. M-a crescut bunica dintr-o pensie de 105 lei. Da. Asta e declarația ta. Mi-a fost tare greu. Mi-a fost greu, deoarece călătoream la rad la școală, am făcut școala profesională prima dată, 3 ani, și un bilet de tren era 9 lei doar dus. Deci 18 lei dus, întors, vă dați seama câte călătorii puteam să fac cu 105 lei. Da, mai mergeam cu nașul, mai mergeam când nu venea nașul, scăpam. Da, bunica a fost cea cu care am crescut în mare parte și ea m-a susținut și mă bucur pentru că a avut acea satisfacție, a prins acea satisfacție după Sevilla, când primarul comunei cu toți angajații au mers la ea acasă cu flori și am o poză acasă senzațională în care ea e satisfăcută pentru totuși ce am reușit să ajung. Îți dai seama, ăla a fost un moment extraordinar, toate eforturile da. ei au fost încununate atunci. Da, pentru că cumesc copii, am mai făcut și eu în Avem aici mai imagini și cu mama ta și cu tatăl tău, da. Mitre. Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi. Aici, când eram și în cadrul Poliției de Frontieră, în Nădlac, venisem de la servicii, trebuie să pe la ei, că lucram la Nădlac. Iar Semlacul este, practic, pe drumul de la Nădlac spre Arad. Și mă opream de multe ori pe la ei. Au fost momente grele, nu știu, până să ajungi la UTA, până să ajungi la fotbalul profesionist în care ai crezut că renunți? Ah, nu, de renunțat, nu. Momente grele au fost. Am ajuns da, aici cu fost soție, cu fiul meu. Da. Uh, au fost momente grele. Am fost selecționat la Școala Sportivă Gloria Arad și ca să-mi fie mai ușor cu călătorii și cu antrenamentele, mi-au dat. Uh, Uh, împreună cu un boxer uh, Vasile Bizău îl chema, era la categoria greacă care are și un titlu național uh, și stăteam împreună în cameră în Arad fără mâncare, sigur și mâncarea o luam de la bunica dar, Tot ține, bunica. Da, dar ținea două zile maxim Ei, și, și avantajul nostru a fost că el fiind boxer mai era chemat ca un fel de bodyguard la o discotecă din Arad. Asta era joi, țin minte, toată viața. Iar joi știam ce meniu avem. Când venea seara, l-așteptam cu oală de 5 litri de ceai, el aducea două franzele și o margarină. Și geam pâine. aia, mâncam două franzele și cu margarină și cu ceai. Aia era senzațional. Când turnai I și joi ceai, se, se umplea da. tot. Era gata, era la saturat. Da, deci a fost uh, vremuri dificile, dar n-aș putea spune foarte grele. Apropo, o să ajungem și acolo, că sunt imagini interesante, dar le vom discuta la momentul potrivit. Voiam să te întreb, îți mai aduci aminte când ai debutat pentru UTA? Da, la Târgoviște. Am debutat, eram în rezerva lui Mișu Jivan, pentru că când am ajuns eu la UTA erau doi portari de echipa națională, Iorgulescu și Jivan, Antrenor era Ion Veionescu, care a avut curajul să mă ia în lot. Iar la un moment dat am rămas doar cu Jivan, iar Jivan a început titular la Târgoviște, jucat Gicu cu în minte, la Târgoviște, am pierdut 2-0 și am jucat ultimele 20 de minute, dar n-am luat gol. Și a avut încredere Ion Verionescu în mine și de acolo, de la Târgoviște, am venit direct la București, se mai juca pe stadionul Republicii uh -huh. și acolo am jucat cu o echipă senzațională în acea perioadă, sportul studențesc cu Mircea Sandu, cu Cașa, cu ăștia. Nu cred că am ieșit de cinci ori din careul nostru. Am făcut un meci de senzație. Ioan Chirilă mi-a dat după acel, să note, după acel joc nota nouă. am făcut 0-0. Deci, practic, el a fost debutul debutului meu. Și ei v-au dominat și tu ai apărat. Da, deci nu știu dacă am trecut din toate unghiurile. Centru terenului de trei ori. Uite că deja mi a anticipat întrebarea, dar mai spunem un pe, nu știu, o, o chestie interesantă, o povestioare interesantă din perioada UTA, pe care n-ai mai spus-o sau pe care ai vrea să o oh, Faci și tu ca și ca să apropie 7 mai, o întreabă toată lumea din presă. Hai mai spune-ne ceva ce n-ai spus niciodată. Zic, 38 de ani, Zic, ce Dumnezeu! Cred că am spus deja în plus față de ce s-a întâmplat. Eu sunt foarte fericit cu data de 7 mai, că știi că e data mea de naștere. Știu. Dar tu știi că eu țin cu Dinau, nu cu Steau. <laughs> nu e nimeni perfect. Nu e nimeni perfect. <laughs> ce să facem acum? Și... Mai trebuie să și suferim. Din da. când în când. La UTA, sigur, a fost. Ce a fost interesant, la mine se leagă foarte multe de ziua de joi. Și la UTA era joia tineretului, spuneam noi, când luam primele, când câștigam, bine, prima era foarte mică, dar era o primă, și toți joi primeam, contra cost, două kilograme de carne. Deci ne aduceau gata cântărite, tot în pungi. Lucru mare pe vremea. Lucru mare. Două kilograme de carne, știu că cu fosta soție, seara când ajungeam acasă, făceam cartofi prăjiți și două kilograme de carne la grătar. Și mâncam toată carnea într-o singură seară. Deci ăsta e cel mai plăcut moment, cea mai frumoasă amintire. Cea mai frumoasă amintire. Da, interesant. Da. La, la steaua cum ai ajuns? La steaua printr-o conjunctură și până la urmă a ieșit bine. Cu toate că eram în acea perioadă, L-am întâlnit pe Mircea Lucescu când am jucat uh, contra celor de la Corvinu. El era antrenor jucător la Corvinu în Edoara și am jucat un meci de campionat la Arad. Și partida s-a terminat 1-1, dar în timpul jocului am apărat un penalti lui Mircea Lucescu. A fost primul penalti important apărat de mine. Deci început să-i să -a țin trimână pentru Sevilla. Da, probabil. <laughs> și uh, aveam avantajul că nu era o echipă senzațională UTA, și atunci, pentru un portar, este foarte important că ai foarte mult de aparat. Chiar dacă mai greșești una alta, chiar dacă echipa perde jocul, eu am ieșit în acea perioadă pe locul 3 în țară în urma notelor. Deci chiar dacă perdeam la Petroșan 2-0, eu luam nota 8, pentru că aveam foarte mult de aparat. Deci cumva te-a ajutat echipa, ca să zic. Da, 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 da. Între ghilimele te-a ajutat, că era da. tot timpul presiunea asupra ta și era nevoit să, să ieși în evidență. Da, și asta a fost un ajutor, practic. Și Mircea Lucescu, să revin, Mircea Lucescu m-a selecționat la echipa națională din Divizia B. UTA era în Divizia B și am fost selecționat, eram împreună cu Moraru la echipa națională. Am jucat doar două meciuri, unul contra RDG-ului și un meci întreg la București, prima victorie a României contra Danemarcei, 1-0 pe 23 august. După aia am avut și puțin ghinion, deoarece uh, Silviu Lung a apărat senzațional cu Fiorentina în ambele meciuri și de la Craiova și de acolo și practic eram în cantonament cu echipa națională la 23 august și apărând foarte bine l-a chemat pe Silviu Lung la echipa națională și eu m-am dus cătare. Și la Steaua? Cum ai ajuns? Și la Steaua am ajuns <coughs> pentru că eram la echipa națională și la un moment dat a venit Mircea Lucescu la mine, zice, vezi că te doresc și de la Craiova. Pentru că Adrian Păunescu spunea în acea perioadă, <coughs> bine, era cu un an înainte, uh, uh, Craiova maximă, dar uh, portarii nu erau în formă atunci, atât Silviu Lung cât și Boldici. Și aveam o ofertă bună și financiar și facultate la Craiova. Dar uh, Tatăl meu, Vitreg, e din Maglavit da. și știam că oltenii te acceptă foarte greu dacă nu ești de lor și am avut o reținere. Și atunci a venit imediat uh, oferta de la Steaua uh, și am ales Steaua pentru că era o chestie interesantă într-un cantonament la Snagov, era și Dumnezeu să-l odihnească și cu Costică Ștefănescu. Și unul zicea Hai la noi, el zicea Hai la noi. Și până la urmă am ales Steaua, ce trebuia să fac și armata. Și, te că și e un moment atunci am zis că e un moment bun să scap de armată și na, Steaua era Steaua. Apropo, că vorbesc de Mircea Lucescu, spuneam eu că sunt dinamoviți. De la Dinamo nu ai avut niciodată o ofertă? Ei n-au încercat? Nu, nu. Eram, Am avut foarte mulți prieteni la Dinamo și înainte de a veni acea trupă de la Corvinu, știam foarte bine pe Augustin, pe Stănescu, pe toți cei care. Pentru că noi de multe ori, după un joc, când aveam un derby cu Dinamo, a doua zi, sau după joc mai puțin, dar a doua zi ne mai vedeam, ne dădeam un punct de întâlnire, mergeam, aveam o bere împreună, iar după aia când a venit acel lot cu Redni, cu Andone, Klein la Dinamo, sigur că eram prieteni deja cu ei la echipa națională și... Relația a fost tot e, timpul cumva bună. Cumva a avut parte și de Ministerul de, de Interne, că tu de acolo te-ai pensionat până la urmă, nu? Da, din păcate... Din păcate, uh, zice și eu. Din păcate, nu știu, poate că nu doar la noi. Nu aș vrea să spun că doar la noi, în România. În momentul în care nu mai ești de actualitate, lumea te uită. Ca să nu intrăm mai departe, vorbeam zile trecute cu cineva, domnule, moldovan, o să pierde echipa națională, că a plecat la Atletico Madrid. Zic, domnule, în primul rând, el a plecat pentru bani, pentru familia lui, foarte bine a făcut, că a făcut acest lucru. Pentru că rămâi la echipa națională, e de ajuns să greșești o singură dată și toată lumea te înjură și te uită. Uitați ce pățește Halep, ce a pățit David Popovici. În momentul în care n-a mai avut rezultate, nimeni nu mai vorbea de nimeni. Deci cel mai bine asigură-ți viitorul, gândește-te la familia ta și după aia... Cumva le găsești normale ieșirile astea din scenă, dacă Normal. nu ești prea supărat pe treaba asta. Hai să revenim la lucruri mai frumoase. Eu știu, hai să revenim la momentul Sevilla. Uh, nu știu, ai visat, ai avut vreo premoniție, ai avut ceva <laughs> în seara dinainte, în săptămâna mai... dinainte? Nu, chiar mai sunt întrebat. Dom'le, ai mai visat... Uh în anii ăștia, mult care au trecut o viață de om, ai mai visat vreodată penalturile? Niciodată. Nu le-am visat. În 37 de ani, 38 de ani, nu le-am visat niciodată. Nici nu mă gândesc la ele, nu știu, a fost așa. Instinctiv sau cum? <laughs> nu știu. Uh, sigur că eu am avut un vis ca portar. Eram încă la Semlecana, în Semla, la echipa mare, unde am debutat la 16 ani și visul meu a fost la un moment dat să, echipa din Semlac să ajungă în Cupa României până la un nivel ca să poată să joace cu o echipă de divizia 3 -a. Divizia C, cum era atunci. Și visam eu că o să joc acel meci și o să fie 0-0, egalitate, o să fie și la penalte o să iasă eu în evidență. Ăsta a fost visul meu. Și culmea că după câtva timp, jumătate de an, poate, se pleca la Semlac, a urcat în Cupa României până a căzut cu Gloria Arad, care era divizionară C. Ghinionul a făcut că în acea perioadă eu eram pe la Gura Văi, la turnul Severin, la mama, unde se mutase mama, în vacanță, și n-am prins acel joc. Zic, uite ce castane a scăpat pe lângă mine și am regretat mult timp că n-am reușit să joc acel joc. Dar cumva visul copilăriei tale s-a transformat în visul tuturor românilor sub, sub, în momentul sub în care am pre... no, no, ai văștigat cu Nimeni nu steaua. poate să imagineze sau să viseze atât de frumos. Dar vezi, ceva acolo a fost. A fost, dar a fost nivelul diviziei C. Nici măcar la B nu m-am gândit. Nu, unui copil. Da, dar nici măcar la B n-am uh, reușit să visez. Iar faptul că ai ajuns într-o finală de Cupa Campionilor Europeni și să se termine cum s-a terminat. Deci aia este ceva Așa vreau Dumnezeu să fie la superlativ visul în cea mai înaltă Probabil. situație. l ai spus la un moment dat că ai apărat un penalti al domnului Mircea Lucescu. Da, l-a fost primul au important. Mai fost, au mai fost situații de-astea în carieră? A, mai fost, au fost, fost multe? Nu exagerat de multe, n-aș vrea să spun. Am mai apărat un penalt important lui Gino Iordulescu într-un joc de Cupa României contra sportului studențesc pe 23 august. Am mai apărat la Târgu Jiu la rezultatul de 2-2, după aia am reușit Radu 2 să marcheze când am luat campionatul, primul campionat cred că atunci l-am luat și am câștigat 3-2, am apărat lui Varga un penalti și pe plan internațional, am apărat uh, primul penalti lui Righetti când am făcut 0-0 cu Ase Roma la București și pierdusem acolo 1-0. Asta te întrebam că pare că era un specialist al lor până la urmă. Că da, sunt por a... nu sunt, por nu, sunt portari foarte buni. În uh, lume și au fost și pot să mai fie, dar cred că pentru penalti trebuie să ai un, un talent care unii l-au, alții nu l-au. Uh, eu am avut două aturi, din punctul meu de vedere, fără să fiu lipsit de modestie. Ieșeam foarte bine pe centrări și îmi plăcea, și întotdeauna mă gândeam că dacă o să ajung vreodată să joc la o echipă mare, mi-ar fi plăcut campionatul englezesc pentru atunci să jucau cu centrări din alea, de la centrul central deja în care eu, și mie îmi plăcea să ies. Și... la 11 metri, sigur, zici că ai intuiția, ai asta, trebuie să ai calmul necesar, trebuie să fii foarte bine pregătit. Noi am făcut foarte multe antrenamente sau executam foarte mult, făceam pariuri după antrenament, îmi plăcea, efectiv îmi plăcea. Dar aveam și forță mare în picioare, ceea ce, din păcate, mult, da. da, în ziua de astăzi văd la foarte puțin portare. Am Dacă făcut, nu poți să împingi, da. Cum să... Noi am reușit, la un moment dat am văzut o carte cu Ion Voinescu, care era antrenorul nostru de portare în acea perioadă, cu Stângaciu, cu colegul meu, în care el atinge din săritură bara de sus cu piciorul, cu vârful piciorului. Și două săptămâni am stat după antrenament cu Dan Stângaciu ca și după două săptămâni amândoi am făcut treaba asta. Amândoi ați realizat asta. Da. da. Și uh, poți să ai... Uh, dacă n-ai forță în picioare să și sari, să ai detentă, degeaba ai... Sari cât coala de ziar, cum zic exact. la mișto în lumea asta a fotbalului. Au fost la un moment dat niște imagini foarte interesante aici. La un moment dat am întrezărit și una cu Valentin Ceaușescu. Ai avut o relație specială cu familia Ceaușescu? Nu. Nu. Am cunoscut pe Valentin, Asta a fost la o... Cred că erau cu soțiile aici? Da, sau? da, da. Era o petrecere după un joc la final de campionat și am fost și eu invitat, dar cred că nu mai jucam, era după 86. Da, l-am cunoscut pe Valentin, dar nu am avut o relație specială, cu toate că după Revoluție, imediat, m-a sunat Tudorel Stoica, asta am spus-o mai rar, m-a sunat că Valentin dorește să plece în Italia, la Brescia, unde erau foarte mulți români, E cea mai mare comunitate. Da, și era după Revoluție și m-a rugat că dacă nu pot să-l primesc la mine acasă, să nu meargă la hotel, că până în Italia trebuia să facă o oprire. Și a dormit împreună cu soția la mine acasă și am stat de vorbă. Deci ați avut o relație de respect și foarte da, frumoasă. Da, 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 da. Apropo de darurile vremii, ce ai făcut cu Aro pe care l-ați câștigat? l-am vândut tot. Ui, Toți l-am vândut. <laughs> Era coadă la mașini, erau, la Gabi, ciobanii, știu, da, ciobani, erau ciobanii care de-abia nu se obținea foarte greu o aprobare de aron în acea perioadă, toate se exportau și cei care aveau oi aveau nevoie de o mașină cu dublă tracțiune care să meargă în câmp, să-și facă treburi de pe acolo și a fost un premiu substanțial, adică degeaba. Na. Și noi mai făceam glume că am primit mașină veche, practic era din stocul armate, nu erau mașini noi, da. dar se vindeau foarte bine, în jur de 200, unii care au fost mai isteți le-au vândut și peste 200 de mii de lei, care erau foarte mulți bani, erau aproape 5 daci. Și eu am vândut-o la cineva din apropierea Radului, la PCA și cerusem 220 de mii și trebuia să vină omul cu mașina să facem actele la București. Și când a ajuns aici, a zice, mă, dacă vrei 200 de mii, bine, că asta consumă mai mult ulei decât uh, motorină. <laughs> și erau reglate, cu sârmă, loc de coliere. Deci, deci, nu erau în cea mai bună stare. Nu erau. Nu, nu erau. erau, nici pe departe. Dar nu erau mașini rele, deci erau mașini bune. S-a schimbat ceva după momentul ăsta mare de glorie, după Sevilla? Mulți spun că sunt tot felul de legende, trebuie să te întreb chestia asta. Dacă ai strânit invidie pentru familia Ceaușescu, ceva de genul ăsta? Da, se pare că da. Și de acolo a venit și, practic, am fost, după câteva luni de la Sevilla, am fost dat afară din armată. Era un concert, se mai organizau în acea perioadă de concerte și era un concert unde am fost și eu unde am participat, că n-am fost invitat practic, am participat cu artiști, cu formații, cu nu știu ce, pe stadionul Ghencea și la un moment dat a venit Corneliu Vadim Tudor, care Dumnezeu să-l odihnească, m-a ajutat și să mă angajez în cadrul Poliției de Frontieră. A avut un aport semnificativ și zice, hai Helmut să mergem până la Ilie Ceaușescu. Zic, ok, zic, mașina mea în fața stadionului, să mergem cu mașina roată. Nu, nu, că mergem aici pe lângă teren, pe lângă gard. Zic, domnul Vadim, nu e bine ce facem. Hai numai cum era el. Ok. Și am luat-o așa încet pe lângă gard și când am ajuns în spatele porții, era final de spectacol, era fanfara militară armatei, cu Dan Spătaru, se cânta, trecea fanfara militară. Și el a, a fost jucat portar, se pare. Da? N-am și când am ajuns în spatele porți, câțiva spectatori au început să-mi scandeze numele. Și vor doi, trei, mai curajos, au început să sară gardul. N-am mai făcut, cred că, 20 de metri și cred că au fost 5.000 de oameni pe stadion, au luat fafarea pe sus, vreau tobele și tot, s-a umplut stadionul. S-a golit, practic, tribunele și toți au intrat pe teren și m-au dus pe brațe până sus la Elie Ceaușescu, la loja oficială, la tribuna oficială. Eu aveam un lănțișor cu o minge de fotbal primită de la soacra mea. Eu țineam numai de lănțișor să nu se rupă. Era averea mea. Și am ajuns în față la Ilie Ceaușescu, spectatorii îmi scandau numele, nu știu ce, și Ilie Ceaușescu făcea numai așa. Și a doua zi am fost chemat la minister și mi-a spus că nu mai mă poate ține în armată, că sunt accidentat, că am operația care o am și așa. Și am zis, domnule, dar aș putea să vă ajut din postura de scouter, de ceva, pentru că nu cred că armata română stă în 3.000 de lei. Atât aveam salariu atunci. Și nu, și nu, și nu, și... Deci practic, acel moment de bucurie al oamenilor față de tine și de respect al lor față de tine a trezit o invidie... Da, cu... și atunci nu puteai să te exprimi sau să spui ceva... Bine, nici nu aveam neapărat interesul să mă victimizez sau ceva, dar nici nu puteai să spui. Eu, după două săptămâni de la Sevile, am fost suspendat. N-am avut voie să fac două săptămâni în antrenament în Ghencea. No. Astea au fost vremurile și de. Am așa o, o supărare un armată, Doamne ferește, nu pe armată. Pe oamenii care au fost în acea perioadă și am și o dezamăgire și față de toți colegii mei care în acea perioadă, totuși au trecut câteva săptămâni, câteva luni, să zicem, de la Sevilla, în care zic că mi-am adus și o contribuție la câștigare. Pă, o să, contribuți? să fi zis unul, sau chiar Valentin Ceaușescu, să zică, cum să-l dăm pe ăsta afară? Noi găsim noi un loc aici în București, la steaua, să rupă bilete, să facă ceva. Pur și simplu am fost dat afară și asta nu poți să le uiți. Bunica mea avea o vorbă, te iert, dar nu te uite. Când ai realizat că fotbalul s-a terminat pentru tine? După ce am băut două sticle de whisky cu prietenul meu din drumul taberii, după ce am... Clar, Ilie Ceaușescu mi-a spus că mă dă afară și m-am ambiționat că eu doar atunci iau lucrurile foarte în serios când chiar mă ajunge cuțitul la os și am zis, nu mă dai afară. Cât ești tu de Ilie Ceaușescu și m-am dus la Ion Coman, care era secretarul CC-ului, și am vorbit cu dânsul și am zis, doamne, chiar așa? Nu te dă nimeni afară din armată, dar nici el nu putea să facă să mă angajeze la steaua sau ceva, pentru că erau alte interese atunci. Și am plecat practic la Arad, la unitatea militară, dar nu m-a dat nimeni afară. Bine, am stat o lună, două acolo și mi-am dat singur demisia. Că Cât, de greu? Cât de greu a fost după retragere? Foarte greu. Foarte greu, pentru că practic banii care îi luasem pe acea mașină, care erau foarte mulți, I-am investit într-o casă care era naționalizată, care ulterior am pierdut-o și pe aia și plătesc și astăzi pentru că acea casă a fost revendicată. Am cumpărat o dată de la stat. În fine, e o complicație. Am cumpărat-o de mai multe ori și tot n-a rămas a ta. tot n-a rămas a mea și astăzi plătesc și probabil că mai plătesc ani buni pentru că am vândut-o cuiva care... Un totală. Nu, a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că bani nu aveam. Uh, servici. Mergeam, dar serviciul meu era ca subinginer la fabrica de mobilă, erau cam 150 de euro pe lună, atâta era plătit salarul și am ajuns la un moment dat să am o inspirație, cum am avut la Sevilla să mă lau puțin, și mi-am cumpărat un câine, că familia mea a fost iubitoare de câini, mi-am luat un câine, un ciobănesc coțean, un coli de la Timișoara, negru, cu alb, superb, Sevilla. I-am pus numele și am făcut crescătorie de câini. Ce și am avut. Cu asta, te... Da, pentru că salariul meu era, cum am spus, de 150 de euro, iar pe un cățel l am la un moment dat bine. După, a trecut ceva timp până am reușit să îi mulțesc. 250 de euro. Wow. Adică mărci. Erau mărci atunci. Mărci. Nu erau euro, mărci. Și am crescut. Cei mai mulți am avut la un moment dat 18 căi. Și spus, în ce casă am avut. <laughs> e, dacă faci așa socoteală, cât să Da, în timp, sigur. Da. Cum a fost meseria de vamă și că lucrat la vama în Am fost vamă și toată lumea face o confuzie. Eu am, am fost polițist. Am fost polițist, de frontieră, vamă și altceva. E altceva. Polițistul verifică documentele de călătorie dacă sunt valabile, iar vama verifică practic bagajele. Ia uite aici ce da. avea. Deci pașapoartele verificam noi. Da, n-am căzut cum să spune, din cer direct în vamă, nu. A trebuit să vin la București, pe Olteniței, la jandarmerie acolo. Acolo am făcut trei luni de zile curs cu matematică, cu toate cele, trei luni de zile și după trei luni de zile practic am fost angajat la Poliția de Frontieră, dar mi-a plăcut foarte mult. Șansa mea în viață a fost că întotdeauna am făcut ce mi-a și plăcut și eu am făcut-o cu drag. Eu niciodată nu mă plângeam dimineața că poate era o noapte mai lungă cu prieteni, una alta, că dimineața la ora 6 trebuie să mă trezesc, să plec încă 60 de kilometri cu mașina în, în vamă. Apropo de plăcut, ți-a plăcut și politica sau a fost așa o chestie de supraviețuire până la urmă? Nu, nu a fost de supraviețuire, că în politică nu câștigi. Perzi timpul și de multe ori dai bani și de la tine. În politica nu câștigi, n-ai cum să câștigi. Ba mai poți să scrieți și antipatii, domnule. Oh, profesor? asta clar. Asta, dacă nu ești cu cineva practic el te consideră că ești împotriva lui dacă nu ești cu el uh, nu, politică m-am băgat uh, după ce m-am întors din state uh, domnul Becaliș făcuse un partid de noua generație mi-a anticipat toată, întrebarea, cum te-ai cunoscut cu domnul Gigi Becaliș da, eu nu-l cunoșteam uh, alți colegi de-ai mei l-au cunoscut Gabi Bali l-au cunoscut încă pe vremea când jucam eu nu l-am știut și toată lumea îl întreba, mai ales cei din uh, media Domn Duc Adam, vine la tine, nu știu ce, nu știu cum. Și când am ajuns acasă, am primit un telefon și am venit la București, am stat de vorbă cu dânsul și am zis, domne, m-aș încerca în politică, dar cu o singură condiție. Să fiu președinte pe la Arad, iar în momentul când se fac uh, listele locale sau parlamentare, să nu se bage nimeni peste mine, deci eu fac listele. Și nu s-a băgat nimeni peste mine, da, mi-am dat seama că, că nu mă pricep la politică, pentru că în momentul când ești în politică și ai impresia că tu le faci foarte bine și le vrei să le faci toate singur, ai un eșec total. Eu nu l-am avut chiar total eșecul, că nici nu m-au lăsat cei din Arad să trec pragul. Noi am avut și ghinionul în 2004 că s-a ridicat pragul de la 3% la 5% și noi eram tot timpul peste 3%, dar nu reușeam 5%. Și greșeala mea mare a fost că am fost influențat de oameni și m-am luat după oameni și nu, în politică trebuie să ai sânge, să nu cunoști pe nimeni și foarte mulți prieteni mi-au spus și în acea perioadă, mă, zice, tu ești prietenul nostru. Da, nu ți dau votul, că îmi stric votul cu tine. Trebuie să ai sânge, cum a zis Arla Oschis lui Radu Naum într-o emisiune în direct, să ai sânge da, Nu, ala. să ai sânge, să ai stomac. Poate <laughs> sânge e puțin spun. Să ai stomac pentru toate cele care se întâmplă în jurul politicii și politică. Că veni vorba de Gigi Becali, trebuie să te întreb lucrul ăsta, că pentru tine, <laughs> pentru tine, FCSB este aua? Da. În primul rând că este echipa care a continuat tot parcursul n-a retrogradat, ea a mers mai departe în campionatul României, în Europa, toată lumea din Europa o recunoaște ca steaua, chiar dacă nu mai au voie să spun acest lucru. L-au făcut mulți ani, până li s-a interzis și lor. Nu, este echipa care a continuat. Ei, dacă ne referăm la Parmares, nu știu cum s-au făcut actele, habar n-am. Sunt convins că Palmaresul, dacă a rămas la Clubul sportiv al armatei este normal, care a rămas pe undeva. Că el a fost câștigat de steaua, de clubul sportiv al armatei, mm -hmm. acel parmareț. Că dacă nu s-a făcut în regulă transferul mai departe către echipa de fotbal, asta e. Dar FCSB este continuitoarea și practic ea este steaua. Cealaltă este o echipă nouă înființată. E același lucru care se poate spune despre Caiova. Mm -hmm. N-ai cum să spui că Craiova lui Rotaru este Craiova adevărată. Nu are niciun sens, pentru că tu te-ai înființat, practic tu uh, nici ai uh, fost prin ligile inferioare, tu ai intrat direct în Liga a doua. Deci echipa de tradiție acolo, parcursul echipei de tradiție, a lui E că facultatea a dat numele de U Craiova celui de la care este patron domnul Rotaru, e altceva. În contextul ăsta, care crezi că e viitorul celor de la CSA? Cu echipa de fotbal? Crezi că au viitor? Nu, nu au viitor. Nu au viitor, în primul rând că au început cu stângul. Am văzut că și o, o Găraru a spus-o mai nou, <coughs> pentru că nici el nu înțelege cum aduci jucători străini de 30 de ani și tu ai curtea plină de jucători tineri talentați, când n-ai dreptul la promovare. Eu cred că să cheltuie banii dar dacă tot ai jucători valoroși, că au câștigat uh, campion național, Andă, nu știu care, bagă i pe ea. Pentru că tot n-ai dreptul la promovare. Și măcar îți faci o echipă, dacă vrei să mergi mai departe la un moment dat. Și pare un proiect coerent atunci. Pare ceva. Pare ceva. Și atunci poate că la un moment dat, bine, ei acum su suflă și în uh, iaurt, uh, pentru că ei nu mai vreau să cedeze. Ei trebuie să facă o asociere cu un privat și în momentul când face o asociere cu un privat, mai ales cum au fost hotărâle astea judecătorești, ăla ar trebui să dea vreo 3 milioane jumate numai pentru palmares și pentru asta pe an. Pe păi cine, cine se zine? poate să bage? Nu, din păcate au fost ambiții din astea da, să trecem la lucruri mai relaxante, pentru că la asta ai fost eu foarte sunt, Nu, eu sunt foarte, foarte relaxat. Clar. Nu, sunt foarte mulți care evită răspunsul la această da. întrebare, dar la tine a fost tranșanca de fiecare dată și la, nu, la am day. zis, la un moment dat vorbeam <laughs> cu Alexandra, cu soția, și mai mă uitam și eu la măruță, la sosurile picante. Zic, dom'le, eu n-aș gusta nimic, eu aș spune la tot, eu n-am niciun secret. N-ai avea pro Nu, nu am program. nicio treabă. Le pur, pune și -și spun, pune întrebările și să-și spun. atunci ai să spun o întrebare de asta, gen măruță, cu fizicul ăsta al tău de actor de Hollywood. Te curtau femeile astea mai celebre în perioada ta de... Nu, de din, glorie. nu, din păcate nu Și nici eu n-am știut Deci îți pare rău de zice așa? Sau? Da, îmi pare rău pe undeva Pentru că am pățit de multe ori Și când lucram în Poliția de Frontieră Mai venea o doamnă Zice, Doamne, ce îndrăgostit am fost eu de tine în tinerețe. Și, de ce spus, acum cum spui, Doamne, spui, atunci nu mi-a spus nimeni. Da, nu. eram un băiat, eram frumos, aveam fizic. Păi asta era, am spus și am... eu. Nu, aveam, aveam. E aveam evident era, asta, da. Nu aveam vrăjală. Nu aveam vrăjală și... Păi să știi că asta nu e un impediment. Poți fi vrăjit dacă n-ai vreo. Mm, <laughs> dar nu prea aveai cum. Pentru că m-am însurat la 20... De ani, 20 și ceva, 21 de ani m-am măsurat. După aia au venit copii, doi copii. Nu spun că am fost cel mai sfânt, doamne ferește, din contră. Dar nu erau... Și plus că am plecat foarte repede din București. N-ai avut și... timp să te bucuri de gloria ta. Nu, și <laughs> în Arad era... Te cunoștea toată lumea, puteai să faci o mișcare, că te vedeai, trebuia să te ascunzi foarte bine. Dar... Toate perioadele <laughs> cu avantajele și dezavantajele. Dacă la vânătoarea asta n-ai stat prea bine, nici vânat, nici vânător, mm. dar ai avut pasiune vânătoarea, ca să zic la propriu. O mai ai? Nu. Uh, am avut un Uite prieten. Aici avem un cap de mistreț, cel mai mare trofeu al da. vânătorului Ducada. Al meu a fost lângă Pecica, ca pădurea ceala, vânat. Uh, aveam un prieten, am un prieten primar la Semlac era și mai mergeam cu el la vânătoare. Și mi-a plăcut. Și după ce uh, m-am retras din fotbal, mi-am făcut și autorizație de port de armă și m-am făcut vânător. Am fost o 20 și ceva de ani vânător. Mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut. Uh, eram pasionat de vânătoare. Dar nu, de când uh, m-am operat a treia oară deja la braț, atunci am renunțat pentru că trebuia să schimb arma pe partea stângă și plus că nu mai mă țineau nici picioarele să umblu pe arătură, după iepuri, după una alta, plus că a devenit deja o pasiune foarte scumpă. Ai fost vreodată la vânătoare cu, nu știu, cu vreo personalitate, gen Siriac, Ion Nicolae, oameni care știm că sunt pasionați de... Sau care e cel mai, nu celebru personaj cu care ai fost la vânătoare? N-am fost. s cunoscut? Nu, cel mai... A fost un domn care avea 80 și vreo șase de ani și venea duminică de duminică cu noi la vânătoare și noi mai obosiți așa, la un moment dat zice, bă, zice, eu am 87 de ani, mă, și umblu mai bine ca voi pe arătură, nu sunteți stare și ne-a ținut o, loc, o lecție de morală. Nu, nu, n-am fost cu personalități. N-am apucat. Dar o poveste vânătorească tot ai. Una mai... Ei, am una... Um, Mergeam cu Alexandra. Alexandra tragea, trage mai bine ca mine. Am mai fost în poligon și mă face de râs. Soția ta? Da. Uuu, ce trage! Și am mers într-o seară. Zic, hai să mergem să vânăm. Atunci era braconaj, dar s-a prescris mm -hmm. acum. Pe marginea unui canal. Mm -hmm. Și dacă venea un iepure pe partea mea, trăgeam eu. Dacă venea, că conducea mașina, dacă venea pe partea ei, dădeam pușcă, pușca trăgea ea. Și am pus ca vă doi, trei iepuri și la un moment dat stătea un iepure pe marginea canalului la vreo 20 de metri. Zic, trage tu. Trage două focuri. Cred că chiar arma asta aveam. Două focuri, iepurile, nimic. Nici nu mișcă, nici nu fuge, nimic. Zic, de asta trag și eu. Trag și eu. Bă, zic, dă Ne dăm jos din mașină. Ce era? Era un iepure care probabil că a fost alicit la altă vânătoare, și l-au găsit banii pe câmp înghețat și l-au plantat în zăpadă. Era tot era ciurit Am tras noi patru focuri, vă-ți dai seama. Nevastă mea supărată zice să dea cu piciorul în el, să-l dărâme. Zic, nu mă, lasă-l că vin și alții. Și mergem noi încă vreo 2-3 km în față când ne întoarcem. Uite iepurile! Și stai mă că ăsta ai mai tras o dată. lăsăm aici pentru alții, să mai strâng și alții cartușele. Mi-a adus aminte de o întâmplare din viața mea. Eram cu, cu un prieten și veneam de la plajă, de la un meci de fotbal și la săftica era un moș Crăciun îmbrăcat în albastru cu roșu. A, ca și, și am pus poliția. o poliția. de ea să-i întreg cu capul în <laughs> geam zis -a la poliția. <laughs> Noi am pătit la vânătoare așa cu iepurile alea. Da. Uh, apropo de vânătoare, de la vânătoare, în gen la mâncare, îți place să gătești? Adică... nu. No. No. N-am avut niciodată plăcerea asta. Îmi place să mă învârt în jurul grătarului. Așa, da. Mai ales când am avut acea căsuță care s-a văzut în imagini la că făceam cea dar trebuia să fiu ajutat de mama, de soție, de alți prieteni. Acum, Mai mulți asistenți. Da, acum dacă facem grătar în curte, dacă vine un prieten, am un prieten care îl păcălesc. Nu faci tu că tu știi așa bine, știi, să le lau faci. Puțin. Îl laud puțin și atunci îl pun pe el să facă. Dacă nu, să sacrifică săraca soție. Nu mai am chef fost. Au făcut de prieten. Care a fost cel mai bun prieten al tău din fotbal? Coleg de-al tău? La steaua a fost Ștefan Iovan. M-am înțeles extraordinar de bine. Acum stăm amândoi în Domnești, de vreo 5 ani ne întâlnim la Peco, ne mai uh -huh. întâlnim și în alte... Și de 5 ani tot ne propunem să mâncăm un grătar și să bem de -am o de vină. N-am reușit încă. Can, în cantonamente ce... <laughs> N-ați reușit. Da. În cantonamente ce activitate preferată aveați? Îți mai aduce aminte? Remi. Remi. Se Remi. juca pe bani? O, da, se juca pe bani, da. Nesemnificativ. Era mai mult de ambiție. Dar Remi să juca, nu să jucau cărți, mai erau unii care mai jucau câte o tablă. Știu să joc și table, dar nu mă pricep dacă reușesc că am un prieten care e nebunit după table și mai mă provoacă din când în când și mai joc dacă câștig o partidă, nu mai joc cu el. Că tot spunem întâmplări din toate zonele vieții. Vreo întâmplare demnă de spus așa din cantonament. Una care... Din cantonament? Din cantonament, da. Hmm. Sunt multe Am vrut la un moment dat Aveam vreo 120 de pagini Și le-am Nu știu dacă le-am rupt sau Mi le-a luat soția <coughs> Am vrut să scriu o carte Tot ce se întâmplă pe lângă fotbal ah. Aveam un sugest nebun Dar vreo 2-3 divorțau Alții <laughs> <laughs> Nu, încă Au fost multe drăguțe dar Care nu se pot spune sau măcar un, nu știu, una dintre. înaintea unui derby, dintre Steaua și Dinamo. N-am prins prea multe. Nu-i prins prea multe. Hmm, și nu mi-au rămas să suflet acele. Toată lumea mă întreabă când apropie un joc, Dom'le, ce amintire ai din derby cu Dinamo? Eu chiar cu Dinamo n-am. Eu mai repede am cu sportul slănțesc, am cu Rapidul, dar cu Dinamo chiar nu am. Și a, noi făceam foarte multe cantonamente la. A, la Munte. Și duminica Naim era cel mai șmecher. Deci duminica nu mai facem antrenament, facem o alergare până la post la predeal, erau vreo 11 km dus întors și după aia liber. Cine vrea poate să meargă la părâu rece, să bea un par de vin, fier, nu știu ce. Să dai seama că după o săptămână toți vrem Foarte să mergem poate. după mază la părâu rece, dar pe jos. Pe până la părău mai erau vreo 4 km. Mergeam pe jos, ajungeam acolo, era o singură ospătăriță, vinul care era, ce să găseam în perioada aia nu era... Până servea ospătărița? Până, da, până beam un pahar maxim, două de vin fiert, începea să se întunece. Băieți, hai, înapoi, că vine ursul. Pierdeați Și... timp prețios de băutură, când aveți când. Nu! Și șmecherul de Naimi făcea practic încă un antrenament duminică după masă, să urci din nou la forma în unde duci, stăteam noi, nu, dar vei de Mai făceai 10 km pe puțin. A fost vreun meci de asta în care, nu știu, să zicem că să ai știut rezultatul? Sau... Rezultatul nu. Sau se cam știa rezultatul? Scorul final, da, da, am una. Am una la Cluj, eram deja campion și uh, să-i ajutăm pe cei de la U Cluj, cu un egal ca să, să mențină în divizia. Am fost la asemenea un joc, dar aveam echipă atât de bună atunci că a început meciul și după 10 minute era 2-0 pentru noi. Și era o vreme frumoasă așa și Iovan și cu Bumbescu se mai dădeau într-o parte, îi lăsau pe aia, trebuia să egaleze. Și nu puteau să Eu nu îi lăsam deloc. Da, M-am prins și o zi și noroc și de toate, nu i-am lăsat deloc. La pauză ne mi zicem, Helmut, îl mai băgăm pe asta în mai schimbăm puțin. Bine. Și la a băgat pe Dan Stângaciu, Dan Stângaciu făcea încălzire și trece pe lângă Lăcătuș. <coughs> și zice Lăcătuș către el, ce te bucur, bă, așa, boule, nu știi că trebuie să i două goluri. <laughs> El se că chiar <laughs> da, și în contextul ăla. Da, a fost un coleg senzațional stângațiu. O... Am văzut că de fiecare dată vorbi la superlativ. La superlativ. Odată nu l-am văzut supărat că nu joacă. Se bucura pentru mine. Un coleg fantastic. Da. E mare lucru și am observat la generația voastră că există foarte mult respect atunci când vorbiți unii despre ceilalți. E, e un lucru care... da, dar ce mai era. nu trebuie vorbit gratuit, pentru că întotdeauna se exagerează. Am fost o mare familie, am fost... Asta cu mare mai fi familie. și probleme în marile familii, ca să zic așa. Nu, dar... Așa cum e bancul ăla cu patronul când spune, băi, băieți, trebuie să muncim ca o adevărată familie. Și un muncitor îi spune, bine, dar vara când tu pleci în Maldive și eu mă duc la țară, nu mai suntem mai familia aia care trebuie să muncim toți la fel. Așa, nu, asta cu familia cred că e exagerată, dar am fost colegi, noi am fost cei mai buni colegi, nu în afara terenului, am fost în teren. În afara terenului, fiecare avea grupurile lui, era altceva. Apropo de noua generație, vei merge la vreun meci al Naționalei în Germania? Nu, am evitat acest lucru. Mi-am cumpărat de anul trecut deja bilete. Anul acesta am fost la fică mea în Statele Unite, în Arizona, și mi-am luat, am stat de vorbă cu fi, cu soția. Mă zic, cât ne costă dacă mergem în concediu o săptămână în Grecia, Turcia, na, unde e mai accesibil. Păi, fără 3.000, 4.000 de euro n-ai cum să scapi o săptămână și am zis la banii ăștia, Plec o lună în Statele Unite, la FIMEA, unde m-am simțit senzațional anul trecut, și mi-am luat bilete din 17 iunie, 17 iulie la Statele Unite. Dar trebuie uitat la meciurile echipei naționale, evident. O, probabil. Probabil dacă le voi prinde, nu știu dacă are. Ce crezi că vom face? E mult până atunci. E mult până atunci. Să sperăm că toți jucătorii vor rămâne sănătoși și important e să mai și joace din când în când. Sigur că nu toți au șansa asta să joace, unii sunt la echipe chiar foarte bune și forma lor sportivă deocamdată nu arată acest lucru, dar eu cred că avem șansa noastră de a trece de grup. Ai atins la un moment dat subiectul Horațiu Moldovan. Probabil că el nu o să joace foarte, foarte mult. Nu. Crezi că a făcut, a făcut bine? Că... Senzațional. E. Pentru el și familia lui senzațional. Dar a să nu uităm. fotbalistic. Pasă să nu te mai întreabă nimeni dacă ți-e ți fete sau foame, nu te întreabă nimeni. Pe mine nu m-a întrebat nimeni. Uh, nu. Și să nu uităm uh, niște antecedente. Uh, Tătărușanu n-a jucat titular și a apărat senzațional la echipa națională. Uh, Niță a fost multă perioadă uh, în rezervă la echipa lui de club și a jucat senzațional la echipa națională. Nu, nu cred că influențează asta. Da, dar ce simte un portar așa când știe că el nu joacă, că nu știu, că nu-i vine rândul în poartă? Păi el a știut unde pleacă. Da, dar să trăiești cu sentimentul pleacă. ăsta nu așa? Când mergi la finalul lunii și te uiți <laughs> în cont, eu cred că sentimentul ăsta e, <laughs> foarte, o... <laughs> e foarte plăcut. E foarte plăcut sentimentul ăla. Am omis mai devreme să te întreb dacă mai ai o relație cu Gigi Becali, dacă mai păstrați legătura. Ce nu, de relație deci mai, noi n-am avut relație. Eu cu Gigi Becali, nici în perioada în care am fost în partid la el, n-am avut o relație strânsă. Sigur, ne vedeam mai des că aveam ședințele alea de partid, iar în perioada de 10 ani încât am fost eu la Steaua, nu știu dacă am stat de vorbă de 10-15 ori, în 10 ani. Iar în ultima perioadă, în ultimii patru ani, nu cred că am stat de vorbă. Deci, practic, eu n-am mai vorbit personal cu Gigi Becali, cred că de cel puțin șase 7 ani. Deci, da, niciun fel de relație. În nu, tari. Nici n-am avut, dar întotdeauna am recunoscut faptul că avea și el nevoie de mine în acea perioadă în care m-a dus, în 2010. M-a ajutat senzațional. Am avut un salar foarte bun în primii ani, după aia am mai scăzut, după aia a mai scăzut, dar nu e problema. Eu sunt... De un... tot, ca să după aia a scăzut <laughs> la 500 la de euro. Doar 500 de euro? Da, finalul a fost ultimul, 500, da, cum 2000 de lei. Că un om va... e, nu, Gigi Becali nu te dă afară. Gigi Becali te face să pleci, să pleci singur. <laughs> Și nu doar e cazul meu. Dar nu, dar eu trebuie să-i mulțumesc lui Gigi Becali pentru că eu sunt un tip... Uh, Econom, să nu spun altfel, zgârcit. Și am pus ban pe ban, plus că am mai avut eu ceva la, la Rad, care am văzut un teren. Este și un așa, în 10 ani de zile, am reușit să-mi strâng bani ca să-mi cumpăr o casă în Domnești. O căsuță, că nu e casă mare. Știu că am avut privilegiu. Să da, că ne-am întâlnit. Și, practic, eu trebuie să fiu și sunt recunoscător lui Gigi Becali toată viața. Deci prefer să iei lucrurile bune care s-au întâmplat. Din da, nu, pe eu, și să Nu uiți acel moment mai puțin plăcut. Nu, dar a fost, a fost da, și el a fost, influențat. A fost 10 ani ajunge. De cine crezi că a fost influențat? E de cine. În primul rând de jucători. Pentru că eu nu mă puteam abține să nu spun că au jucat prost, unul sau altul. Și atunci, sigur că jucătorii erau uh, supărați. O simțeau ca o presiune. Da, că la un moment dat, cu uh, ani în urmă, îmi spunea Gigi Becali, eu încă jucau Tătărușanu și ceilalți, Borceanu, Pintili, zice, mă, Helu, nu le mai tot criticam, mă, zice, că prin dură pe tine. Mă, zic, să fie sănătoși. Eu n-am fost nici la tăiere de porc în perioada lui Reghen, când am făcut băieții, n-am fost nici la bar când s-a câștigat nu știu ce. n-am luat în 10 ani de zile nici un leu prim. Niciodată. Și au fost cazuri în care, pentru calificarea în Champions League, câte un au jucător avea 100.000 de, de euro. Da. Ți-ar plăcea să câștige steaua FCSB, cum îi zici, FCSB titlu? Da, m-aș bucura. Chiar m-aș dori acest lucru, să-l câștige. Pentru că, după atâția ani, cred că la ora actuală au o echipă. Din păcate, m-a îngrijorat ultimul joc, ăsta cu Sepsi, puțin parcă jocul n-a mai funcționat chiar atât de bine și se vede în momentul care lipsește coma, anularul, scârție puțin acolo, angrenajul. Dar cred că ar fi cazul să câștige ei. Crezi că să vor lua? Da, eu cred că da, pentru că celelalte echipe au sincope mari de tot. Am văzut CFR-ul cu Rapidul. Rapidul, un lot senzațional, dar încă nu are o constanță în rezultate. Deci cred că anul acesta este anul FCSB-ului. Să fie așa, cum zici tu. <laughs> când a fost ultima dată când ai mai jucat fotbal? Nu știu, demonstrativ, cu prietenii sau ceva de genul ăsta? Mm, cred că au trecut câțiva ani buni. Doar ce chiar dacă m-aș dori acest lucru, nu mai pot. Am proteze la genunchiul stâng, dreptul de la tine, de la emisiune, mă duc să fac o infiltrație, să mai mățină puțin, încerc să mai <laughs> dau și eu jos, să mai slăbesc puțin, să mai ajut și eu picioarele astea cum pot. Nu, nu mai pot. Am văzut și acum că se pregătește acest meci pentru uh, generația din America uh, și am văzut pe urii alții că mai încearcă să slăbească. Gabi Balin din start a zis, eu am fost antrenor secund, eu antrenor secund, rămân. Deci nu mai poți. Degeaba, sunt unii care, într-adevăr, fizicul îi ajută, cum e Belor și da. mai sunt câțiva, dar în rest nu mai. Eu o vârstă, ne apropiem de 60 de ani, unii de 60, eu la 65 deja, deci nu mai ține. Dacă nu-ți mai place fotbal, muzica îți place? Da, îmi place muzica. Și de dansat? Oh, de dansat mai exagerez câteodată și după aia două zile stau în pat. Și ce la masaj, <laughs> la asta. Îmi place, îmi place muzica. Îmi place Delia, îmi place. asta moderne îmi plac. Mai și câți. Bă, te cântat uh, mai când, dar cred că dacă mă aud câinii mei din stradă, ce mai tare ca mine. Nu am voce. Dar mai cânt, să știi că cânt. Da. E, e, bine că faci asta și dacă o faci în particular ca să și spui că nu deranjează doar, doar în particular, doar în particular. Helmut, noi îți mulțumim foarte mult că ne-ai făcut onoarea să ne Nu mai mai am întrebări, dar <laughs> mă gândesc că trebuie să ajungi la infiltrații, ca așa da. ai zis. <laughs> și atunci nu vreau să, să stric programul, pentru că îmi place și mie stilul nemțesc. Dacă am vorbit că așa facem azi. un lucru, îl facem atâta timp cât am spus că îl facem și mi-ar plăcea foarte tare a, să ne faci a, onoarea să ne dai un autograf aici, să ne oferi un autograf cu drag. aici, pe masa noastră. Sigur. Aici e bine? Acolo e foarte bine. Acolo este foarte bine. Mulțumim frumos, mulțumim încă o dată. Cu drag, mult succes în continuare cu podcastul. Cu podcastul podcast și tot ce facem în viață și să fim sănătoși, să ne Mulțumesc. revedem sănătoși, asta e cel mai important. Mulțumesc la fel. Doamne, ajută, să ne vedem victorioși, la revedere.